Salutare, dragilor! Suntem din nou în gospodăria din Cătun și astăzi vă plimb puțin cu mine prin grădină. Avem și vecini astăzi și se lucrează puțin cu buldo, așa că în fundal se va auzi și buldo excavatorul. Dar haideți împreună cu mine să vedem ce a mai crescut prin grădină și ce culegem astăzi. Iată că a venit și momentul ăla mult, mult așteptat în care ne recoltăm conopii, da. Cel mai mult am așteptat leguma asta să se facă la noi în grădină, pentru că este pentru prima dată când crește în conopidă. Și eu sunt foarte mulțumită de ea. Pentru că este pentru prima dată. Cu siguranță voi încerca la anul un alt soi, mai productiv, mai care face căpățână mai mare. Pentru că soiul acesta se pare că a făcut frunze foarte mari, foarte viguroase, frumoase, sănătoase. Dar căpățâna este foarte mică și chiar colorată. Cu mov, verde. Ea e foarte frumoasă, într-adevăr, dar este cam micuță. Da, păi nu trebuia lăsată să mai crească. Nu, pentru că conopida, pentru cine nu știe, este de fapt o floare care este boboc. Tu dacă o lași mai mult, ea se transformă în tije așa lungi cu flori, înflorite, știi? Ăștia sunt bobocii de la flori. Aha. Avem aici una și mai mare. Și uite, se vede, vezi? Că ăsta face floare. Astea toate sunt flori, de fapt. Și tu dacă le mai lași, încep să... Păi nu va face o floare mai mare ca să va tot ramifica și va fi tot așa boboci, alți boboci mai mari. Nu știu la ce te referi. Asta e... dacă o mai lași încă o săptămână, nu o mai poți mânca pentru că face tije, ca o floare, ca un buchet de flori. Aha, na bine. Am înțeles. Aceea este o căpățână cât de cât mărișoară care v-am arătat-o, dar avem și mai mici. Și e clar că nu merge înspre bine, pentru că e mult prea colorată, verde, mov, galbenă și dă să înflorească. Și atunci am scos-o înainte să o pierdem și pe aceasta. Probabil că soiul este de vină. Sau temperaturile ridicate, lipsa de apă. Am cumpărat semințe, le-am pus în pământ, am așteptat să crească, le-am transplantat în grădină și m-am bucurat că au crescut. În rest, nu prea m-am documentat, așa că vom vedea pe parcurs ce vom avea și mai încercăm și la anul cu un alt soi. Frunzele de la conopidă le vom duce la capre acasă, pentru că eu cred că tare se vor bucura.
E o mare bucurie atunci când venim aici. Primul lucru care îl fac este să îmi iau coșurile. Prima dată strângem castraveții, roșiile, apoi ce s-a mai făcut pe lângă. Și astăzi am strâns un coș de roșii și tare le-am așteptat cu drag, pentru că acasă, în solar, lucrurile nu merg foarte bine și mai bine merg în grădină. Roșiile sunt foarte frumoase, sunt un soi italian, San Marzano, cred că, și sunt frumușele. Nu am văzut să apară boli, nu sunt bănat, ceea ce e foarte bine, dar avem o problemă din cauza soarelui foarte puternic. La unele dintre ele au apărut aceste pete, care apar din cauza soarelui prea puternic. Ele nu au umbră aici și razele soarelui bat foarte tare pe roșii și le prăjește, ca și cum le arde. În rest, roșiile arată bine, doar că sunt puțin opărite de soare. Și în special la soiul acesta, San Marzano. Aici avem urme de pământ, cum au fost aplecate la pământ. Ce colorate, ce drăguț! Asta e una dintre conopidele care au îmbătrânit și de acum înainte încep să dea, să înflorească aceste flori. Și din cauza aceasta le-am recoltat atât de repede pentru a nu deveni pățâna atât de colorată și urâtă. Ce ai acolo? L-ai scos din greșeală? Am vrut să spun bucuriană și ea ce mi-a ieșit. Ți-a ieșit cartoful. Da, grădina de cartofi e plină de buruiană, dar nu ne interesează în momentul de față, pentru că la final noi vom cosi tot și vom recolta cartofii ușurință după ce cosim aici tot. Și e atât de multă buruiană pentru că am săpat cartofii o singură dată și după aceea, din păcate, nu prea mai avut timp și mai ales tragere de inimă. Păi nu, că au venit niște ploi foarte bune și buruiana n-a mai putut o ține în frâu. Exact, au crescut foarte dintr-o dată și nu ne-a mai putut băga printre cartofi decât așa cu mâna, dacă vroiam să mai smulgem câte o lobodă, câte o mătrăgună, să nu se împuiască prea mult. Da, dar cartofi în pământ se fac, deci nu ne facem probleme. Bun, ne-am adus aici recolta, o roșie foarte bolnavă, dar vom tăia pe lângă. Ardeii, ce putem spune, arată bine și nu prea. Mi-ar fi plăcut să meargă mult mai bine și să văd o producție mare din partea lor, pentru că tare bine au mers până acum. Dar vom vedea. În schimb, vinetele sunt fenomenal de frumoase. Și cred că am văzut și o vânătă pe undeva pe aici, una micuță, dacă nu o mâncat-o careva, oare ce gângane, nu mai văd, în fine, mai așteptăm după vinete, pentru că în zona noastră, în Maramureș, în zonă de deal, unii ar zice zonă de munte, totul crește într-un ritm mai lent. Avem și avem și ardei de supă. Uite ce frumos! Ce drăguț! Cât de crud! Ne culegem și ardei. Ce zici, dragul meu? Nu vrei să vii să-i culegi tu? Ce vrei să-mi arăți? Asta ce este aici?
Ce este asta aici? Unde? Oh, ceva? Ciudat? Cred că trebuie să găsesc ceva foarte ciudat. Asta? Gaura asta? Nu. Uite asta. Roșii. Asta e roșie? Nu, sunt fructe de cartofi. Nu știu ce. Ai filmat-o? Păi mai arată-mă o dată să... Ia uite. De la cartof pare să păi fie. De la sau cartof, e roșie asta? Nu, e roșie, e cartof. Păi probabil că și cartofii fac fructe la urma urmei, nu? Că ce-i în pământ e rădăcină. Miroase ca o roșie sălbatică. Serios. Nu miroase roșie. Un pic. Dar nu-i roșie, e cartof. Uite. Mhm. Uite. Ce e ăla? Nu știu. Mama mia, n-am mai văzut așa ceva. Dar ia scurma acolo în pământ să văd cât de mari sunt cartofii la tufa aia, că sunt chiar, chiar foarte curioasă. Am un doi, i-am luat trei, ăștia trei din altă tufă. Mhm, Să vede că s-a alțoi. Cât de mare tufa asta. Ia uite, și aici. Mamă, dar ce cu asta? Mi se pare foarte ciudat. Hai să vedem câți cartofi sunt. Vezi că aia e de la altă tufă, nu? Da, păi și aia are, tot așa. Sau e acolo. Că sunt câțiva. Câțiva sunt. Ia, dragă, pentru ardei. Mersi, coleg. Vin și eu imediat. Asta-i bun. Păi să nu rup e tufa, că e tare, tare fragedă. Hai să vezi, hai să-l vezi pe ăsta, ai băgat între toate trei rămurelele și ăsta se împarge, dita mai că... hai să vezi. Da. Uite, vezi. Da. Dragilor, acesta a fost video de astăzi. Scrieți-ne în comentarii ce părere aveți despre fructele alea din tufa de cartofi. Sunt comestibile, sunt otrăvitoare, noi suntem foarte curioși, așa că scrieți-ne în comentarii ce părere aveți și mai ales nu uitați să ne scrieți în ce situație se află grădina voastră, pentru că sunt foarte curioasă. Mie îmi place foarte mult să lucrez prin grădină și sunt curioasă cum merg treburile pe la voi. Până data viitoare, noi vă dorim multă sănătate și să rămâneți cu bine. Pa, pa!